vorbim de o multitudine de opțiuni care, iată, par posibile acum, fie că vorbim de situația salariatului aflat în străinătate sau în alt oraș sau în altă parte a țării, fie că vorbim de situația în care salariatul lucrează de acasă, pe ambele aceste situații premiză se pot grefa mai multe scenarii ce vor trebui analizate și gestionate de angajator. Acum trebuie să fie încheiat un act adițional, în sensul că dacă înainte, cât a fost starea de urgență, era suficient un act unilateral al angajatorului, acum acea reglementare nu mai este aplicabilă. Ne întoarcem din nou la prevederile de la bază, de la legea privind telemunca, care ne cer încheierea unui act adițional la contractul de muncă. Nu e nevoie să ne ocupăm iarăși de tot ce vedem aici pe slide. Sunt lucruri la care trebuie să fim atenți, dar nu trebuie să ne ocupăm de toate odată. E necesar să o facem organizat, programat, bazându-ne pe linie clară de priorități și prioritățile adaptate, cum vorbeam și mai devreme, la propriul business, pentru că nu avem o formulă magică. Nu orice formulă funcționează la orice situație.